Neața tuturor și bine v-am găsit la un nou episod, episod pe care îl filmez pe live pentru că în sfârșit a venit Squeak și putem să-l luăm și noi. Am aici un Brawl Box pe care, un Freebox pe care l-am ținut, dar nu știu în ce măsură ar putea să pice chiar din Freeboxul acesta. Șansa pe care o am este de 0.27, a apărut și oferta pe shop cu Squeak, cu Brawlerul Squeak. Totodată, dacă luați și gen nu aveți boxuri și luați cu gemuri, nu uitați să folosiți codul Mădălin pe shop și să-mi dați tag pe Instagram ca să vă pun la mine la story. Sau, indiferent de situație, să vă poarte noroc, să sperăm că și nouă să ne poarte noroc de data aceasta. Butonul de like să facem peste 10.000 de like-uri la acest episod, avem deja 5.900 pe live, când fac eu live, practic, am dat de jumătate de oră drumul. Deci hai să facem acest episod peste 10.000 de like-uri și totodată o să punem ochelarii, o să-i punem în acțiune ochelarii aceștia. Găsiți pe primul link de descriere ochelarii de gaming, nu sunt de vedere, vă mai zic încă o dată. Că pe episod să sperăm că se uită foarte mulți. Sunt de gaming, sunt special pentru a nu ți obosi ochii. Și dacă doriți și sunteți interesați să cumpărați, aveți reducere de 20 de lei cu codul Mădălin. Aveți un cupon de reducere, 20 de lei, dacă folosiți codul Mădălin și transportul gratuit. Bun, ce dăm noi prima dată? Îi dăm cu freebox-ul ăsta de aici. Ok, n-a picat absolut nimic, era de așteptat. Trophy Row nu cred că are sens să mă bag. Dacă mă bag la Trophy Row, deja le. Eu mai am și sezonul 4. După aceea va veni sezonul 5 și va veni și sezonul 6 pe care l-am tot full. Acum eu zic să îi dăm drumul din sezonul 4. Hai să deschidem B-box-urile. Trebuie să fie item roșu. Adică nu lipsește nimic altceva decât Squeak. Dacă va fi item roșu, este de... Doamne ajut. Acum să vedem cam câte boxuri trebuie să deschidem pentru a lua pe Squeak. Și eu sunt tare curios să văd chestia asta. Du-te la veșeu să vezi că pică. Bă, nu știu, dacă cumva nu o să avem noroc. Dă restart, bro. Dacă nu o să avem noroc, poate băgăm mai mult în acțiune. Bun, a terminat sezonul 4. Avem sezonul 5. Sezonul 5 unde am 91 de B-box-uri. Ok, îi dăm cu Mega Box. Hai să dăm cu Mega Box. Nimic. Dăm următorul Mega Box. Bonus remaining e cu galben, nu este cu roșu. B-box, nimic. Mega box, nimic nici de aici. Bă, da, se pare că se lasă așteptat rău de tot Squeak ăsta. Nimic nici de aici. Nici de aici. Mai dăm un mega box. Vezi acum 6 iteme, nimic. Bă, dar rău de tot, nu la mega box ăsta dăm restart, s-a terminat șmechiria, bro. Ce naiba? Gata, am revenit, ia să mai facem puțin incantații. Și revenim la mega boxul acesta de aici. Nada. Bonus remaining, tot cu token doubler. Hai să trecem jos. Nimic. Nimic. Deci înseamnă să nu fii pe WC-ul. Bro, dar câte trebuie să mai deschid pentru un Squeak? Bro! E 6 de 0.27, ce vrei? Bro, e 0.27, ești nebun? Adică ar trebui să pice foarte ușor. Am luat legendare cu 0.01 din Brawl Box. Gat, m-am supărat. Băgăm artileria grea. Băgăm artileria grea în acțiune. Lăsăm aici live-ul și episodul dat drumul și revenim decât cu item roșu. M-am supărat rău. Nu se mai poate. We'll be right back.
Bă, s-a stricat cumva jocul, mă? Bă, s-a stricat cumva jocul, dude. Mi-a dat token doubler? 3000 de token doubler am. Mai băgăm office. M-am plictisit, brodere, m-am plictisit. Dă-te încolo de token doubler. Deci nu mai zic nimic, man. Deci nu mai zic nimic, bro. Deci nu mai zic nimic, dude, nu mai zic nimic, bro. Bro. Ce e cu jocul ăsta? După ce că e vai și amar și enervant și ferească Dumnezeu. Bro. Bro, deci trebuie de acum încolo, în viața vieților mele, n-o să mai zic că n-are cum să nu pice. Deci în viața vieților mele o să zic chestia asta, nu o să zic chestia asta, o să zic. Că n-are cum să nu pice, bro, că e imposibil așa ceva. Nu că le deschid pe toate, bă, sunt nebun, nu bag un pic de gem. Un pic de gem nu bag, pe toate le deschid. Bro, cum e posibil? Pune-l pe Rafs pe fundal, cum ar fi să-l pun pe Rafs și să-l atragă pe Squeak. Dar să-l pun pe Rafs și să dau și restart, de așa, Rafs e aici. Bă, deci e imposibil, frate, și ceva, e imposibil. 0,27% când eu am luat legendare în pana mea cu 0,01, 0,02, 0,03. Nu pică un Squeak, frate. Deci un Squeak nu poate să pici. Deci în viața mea nu o să mai zic că nu are cum. Token doubler m-a rupt. Deci pe token doubler numai culoarea aia galbenă o văd. Uite, numai culoarea asta galbenă o văd, mă. Bă, deci numai culoarea asta, frate, numai culoarea asta. Și s-ar putea să deschid toate boxurile și să nu pice Squeak. Fiți atenți aici, talent. De nou au schimbat ăștia ceva mecanica la joc. Bă, deci de nou au schimbat ăștia mecanica la joc. Nu știu ce să vă spun. Uite, mai aveam un pin și pe bel pe care nu-l luasem. Doamne, ferește. Ca la Sprout? Da, actualizare? Bro, nu cred că are vreo actualizare sau ceva. Text melodia asta aveam nevoie de ea. Bagă banul gros.
Talking Doubler din nou. Bonus remaining cu Talking Doubler din nou. Nu ne-a trebuit să dai seama cât de norocos ești. Bă, cât te mai deschid, mă, frate meu? Oprește-te că trebuie să iei star power. Bro, nu mă opresc, bă, piciorul, eu vreau să le iau pe Squeak dacă se poate din ăsta. Deci deschid boxuri până mă plictis, pe toate le deschid, de pe tot contul. Pe toate de pe tot contul, frate. N-ai cum așa ceva, deci nu e posibil. Șansa aia nu are cum să fie 0-27. Deci șansa aia nu e reală. Deci șansa aia nu e reală, bro. Ceva e schimbat oricum că nimeni un meci de solo full cu 10, adică pică ușor la cei care nu au avut boxuri. Cred că cine a ținut nu pică. Hai că am citit și eu. Uite, Token Doubler din nou. Bă, deci am Token Doubler 4000 și ceva, cred. 5400 de Token Doubler. Doamne ferește. Doamne ferește așa ceva. 5400 de Token Doubler. Bă, asta e manevră, bro. Bro, asta e manevră, no, n-ai cum. Dar ai schimbat ceva că nici mie nu mi-a picat, bro, asta e manevră la mijloc. 0-27 rămâne intactă, șansa. 7200 pe live, da și voi acolo online să facem 7000 de like-uri dacă se poate. 950 coins din Mega LOL. Deci e ceva la mijloc, bro, schimbat. No, n-are cum, e imposibil, ură, imposibil. Să nu pici așa, ușor. Bonus remaining din nou, Token Doubler înainte nu dădea atât de mult. Ba eram pe fundal. Ia să punem noi pe fundal păstu. Cut. Toate boxurile, deci am deschis 30-40 de mega boxuri, câte am deschis? Bă, eu nu pot să înțeleg. Deci eu sunt confuz. Deci eu sunt confuz, man. E bug, oprește-te, mă, dă. Bă, frățiorii mei, voi vă imaginați ce se întâmplă aici? Voi vă imaginați ce se întâmplă aici? Restart? Mai dăm un restart, dar... Nu-i posibil, bro. Haterii o să zică că trag de timp. Dar e imposibil din 0-27 șansa să deschizi atâtea boxuri și să nu pice, bro. N-are cum. Deci nu are cum, bro. E imposibil așa ceva. Să deschid 50 de megaboxuri. Câte naiba, 60 de megaboxuri. Câte să mai deschid? Uite-te și tu, adică dă-o încolo de treabă. Ăla de l-ai format PES. Mai am ceva și pe aici. Deci nu, mă abțin pe cât se poate de mult, deci mă abțin pe cât se poate de mult, bro. Deci mă abțin pe cât se poate de mult, deci nu-i posibil așa ceva. Deci nu-i posibil așa ceva. Deci nu-i posibil, bro, nu-i posibil. Nu mă bucur, n-am cum să mă bucur. Deci n-am cum să mă bucur, e imposibil să te bucuri la așa ceva. Imposibil. După 2 ani și 200 de boxuri. Deci nu-i posibil așa ceva, niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa.
Nici la Sprout, când n-am reușit să-l iau, n-aveam atâtea boxuri, că pe atunci mi se pare că nu era cu Brawl Pass, parcă, nu mai știu. N-ai cum, chiar o să număr și o să calculez, să văd pe filmare câte B-boxuri și megaboxuri am deschis. Nu era cu PES la Sprout? Da, atunci la Sprout nu era cu PES, era cu Brawl Boxuri. Dar tot n-am deschis cât am deschis acum. Mai bine băgau legendară, că aveam șansă de peste 1% și îmi pica mai rapid decât mitică. Cred că mitică e cea mai nasoală șansă. Da, și cum ar fi fost să fi fost Star Power? Ce ziceți? Să fi fost Gadget sau Star Power? Mamă, dacă era Gadget sau Star Power, se termina șmecheria. Cred că închideam aici live-ul. Doamne, bă, frate, mă, nu-i posibil, bro. Deci mai bine nu mai băga mitică și băga altceva. Tatăl de emoții pe contul secundar, dacă aici s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Așa, hai să îl maxăm pe Squeak. Din sezonul 5 de aici. Ce să cer, mă, ce să cer. Important e că am avut de unde să... Stai, din sezonul ăsta nu mai am nimic? Nu mai am nimic. Că am avut de unde să deschid, asta a fost cel mai important. 1150. Cred că voi deschide de aici, a? 1150, 1200. 1200. 1400. Așa, hai să facem mai, să dăm upgrade. Și mai trebuie încă 10. Încă 10. Le voi da pe ăsta de 50. Și stăm pe spate. Și acum e partea aia mai nasoală. Gadget Star Power. 1410 trebuie. Gadget Star Power, băieții mei. Gadget Part Tower. De aici nu mai am nimic, mai am decât pe ăstea, Brawl Box-urile și B-Box-urile. Ok. Doamne ajută. Chiar a picat Gadget, ok, ok. Star Power are șanse de 1%, nu? Bun. Mai avem de luat Parts Tower. M-a rupt, deci pe Token Doubler n-am luat în viața vieților mele cât Token Doubler am luat astăzi. Uite-te și tu. Deci am Token Doubler pentru 10 luni de acum încolo. Fără Caterinca, dar chestia asta în felul următor. Bine, oricum Token Doubler-ul te ajută foarte mult, nu te mai ajută la misiuni, te ajută la alea zilnice. Gat, l-am maxat pe Squeak, e oficial original. Bine că a picat Star Power și Gadget rapid. Bine că a picat rapid. Și Token Doubler din nou! Bă, din nou, n-ai cum, mă, n-ai cum așa ceva, deci nu e posibil. Ori am avut eu ghinion astăzi, ori ceva a fost schimbat. Ceva undeva a fost schimbat la joc și nu știu ce. Ce vreau să mă uit, Token Doubler. 6200. Gândiți-vă doar puțin, 6200 când un Token Doubler... Stai așa, nu erau pe shop Token Doubler? Nu mai sunt Token Doubler pe shop? Ah, ba da, mă, da, da, cumperi de aici. 40 de gemuri, 1000. Deci un Token Doubler am 6x4, nu? 6x4, 24, nu? 2000, nu, 240. 240 de gemuri? 240 de gemuri numai în Token Doubler mi-a dat. Și mai am... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 megaboxuri. Și o să mai fac probabil până se termine sezonul niște B-boxuri aici. Dar oricum, bă, vă pun la pariu, că asta am vorbit și ieri pe Trovo, v-am zis. Deci, cred că o să vină update-ul odată cu sezonul, pentru că a venit balans update-ul ieri și eu zic că Brawler nou va fi în sezon. Și se va anunța update-ul probabil cu o săptămână înainte sau ceva de genul. Adică în două săptămâni de acum încolo. Token Doubler pentru 3 luni aproximativ. O, da. Acum haide să-l testăm cum ne place nouă la fiecare game mode și să-i dăm drumul la push cu el. Misiuni ce am? Am solo, bravo, la, nu-i problemă că o să facem așa chill cu el. Hai să vedem cât de bun este. Dacă tot am stat să luăm atâta. Bun, punem ochelarii de gaming și dăm drumul să-l testăm pe Squeak în fiecare game mode. Dar prima și prima dată să începem pe knockout. Bine, indiferent de situație o să ne dea boți. Dar așa facem de fiecare dată pe primul episod și când îl luăm. Ok, ce mapă? Știu mapa asta, de te spawnează în părți diferite. Am dat gadget-ul acolo. Ia uite cum a bubuit, băieții, easy.
Nu știu dacă e enervant sau nu, Squeak. Va rămâne de văzut să vedem la push. Aici va lua încetinire. O să dau gadget-ul aici. Am dat și eu la blan acolo. Sunt boți, n-ai ce să faci. Dar important este că încep cu puțin, încep cu mic și ajung la mare. Mai târziu poate mă obișnuiesc și eu cu ei, cu el. Așa, ia să vedem pe Gen Grab. Deci tu poți să dai ăsta și să se ducă până la mama naibii. Uite, dau exemplu să-l dai aici. Și ăștia vor veni. Ia uite. Uite tactică, bro. Tactică enervantă. Bam, acolo hit. A, uite, uite ce nasole la Perez, bro. Hai să dau super aici. Ăla o să bubuie, nu chiar. Are bounty pe el. Hai mă, bull, dă-i acolo. Opsi. Îl încetinește măcar. Păi, nu știu ce să zic. Bă, da, joacă boții ăștia, nu glumă. Talent. Bă, lol, era asta aici în continuare. A, terminat șmecheria. Bro, dar nu era asta de încetinire? Sau nu, e celălalt star power de încetinire, mă? Star power-ul ăsta ce face? Stai că am și uitat de că nu mai... Nu m-am uitat la Squeak. O joacă bine, boții. Star power-ul celălalt era de încetinire. Oricum e dificil caracterul. Te-ți dai mult predict. Ne uităm imediat. Ia să vedem. Each opponent with area stick bomb explosion increase the bomb. Aaaa, e star. Mamă, ce nasele star power-ul ăsta. Da, e mult mai bună la concetinie pe super. Ăsta, cu cât stau mai mulți în zonă, cu atât crește mai mult damage-ul. Acum hai să continuăm, deci am dat la Gen Grab, da? O să dăm la Brawl Ball, Hozon, C și cred că o să lăsăm solo-ul la final. Probabil. Să știți că mapa este bună de Brawl-ul ăsta, gen de Squeak. Upsi. Un început foarte bun cu gadget-ul acesta mirobolant. Bună dată la gol. Ce frumos. Da, bine, ce frumos, da, spot. Deci ce pot să zic. Am testat și la Brawl Ball. Nu e problemă de război. Cu boții chiar nu e problemă. Hai să vedem la Hozon. Așa, bun. Pe lângă pereți e o problemă nasoală, că nu prea poți să dai bine să-i nimeni, uite. Bro, de ce mi s-a apăsat? Mi s-a mai întâmplat și el chestia asta. Să mi se apese gadget-ul în loc să mi se apese hit-ul. Come on. Dar știi de ce nu se iau pe zonă, bro, nebunilor, stați pe zonă. Ok, o să moară. Uite-te, uite-te la Poco, mă. Cum am venit eu, cum s-a trezit la realitate? Uite, poți să faci asta aici. Și să le dai damage. Până vin ei, dau exemplu, tu poți să le dai damage. Bam, aici. Că eu iau pe lângă perete. Dar tot mai bun e la de încetinire pe super. Sincer.
Da, e destul de enervant caracterul. Nu știu cât de meta o să devină, la fel ca Belu, dar e destul de enervant. Da, nu putem spune chestia asta decât cu boți. Asta e clar. Deci am fost la Hozon, la Siege. Și după aceea dăm două meciuri de solo și aia a fost. Mai facem și provările și să citesc toate donațiile pentru că am rămas în urmă cu ele, dar cam asta se întâmplă când vreau să filme și episod. Nu știu în ce măsură este bun Squeak pentru Siege. Pentru că la robot nu-l ajută, nu ajută să dea damage la robot. Carl a primit un mare buff. Deci în următorul update-ul ăsta, în balans update-ul pe care l-au făcut, foarte mare buff-ul. Am crezut că se duce acolo să se bage, dar nu, că ăștia sunt boss, bro. Ce tactică să aibă. Nice. Cred că te poți folosi ca să dai și damage de la distanță cu Squeak. Vine acolo. Da. Interesant. Și acum băgăm două meciuri de solo și cam asta a fost episodul, oricum e un episod foarte lung pentru că nu e ca și cum Squeak a picat după 50 de megaboxuri și vreo 150 de b-boxuri, cred. Hai să vedem la solo, bro. Plăcerea mea cea mare la solo. Deci da, poți să dai aici ca să bubuie astea foarte lejer. Dar uite, 2400 de damage, exact. Și când te duci și dai în adversar, dai 1540. Ah, mai nasol e că trebuie să prins hit-ul ăsta nebun. Da, numai că a primit buff de viteză. Mentenanța? Nu cred. Se face mentenanța, bro? E posibil numai dacă nu mă va lăsa să mai intru în următorul meci. Ah, ce nasole că se bagă în tine. Și ultimul meci de solo. După aceea să ne apucăm să băgăm push. No, nu e mentenanță. Că nu m-ar fi lăsat ca să mai intru în meci. Cum arată când reacționezi pinul gen... Nu e animat. Am uitat să pun și poza la profil cu Squeak. Opa, avem pe Bell. Bell a primit nerf. Pe range. Băi, dă-i încolo de Squeak. Pluralul potrivit Squeak. Ziceți care e pluralul lui Squeak? Squeepici? Squeepici, Squeak. Bă, aș da în ei, sincer. Are la power-a mare.
Let's go. Mamă, dar cum se aude? Let's go. Te-ai dus. Interesant, mă, interesant caracterul, foarte interesant. Să vedem când o să ne băgăm cu el competitiv, cum o să fie. Da, cam asta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare cu ghinion, dar și cu noroc după aceea că am reușit să luăm Star Power și gadgetul rapid și n-am mai consumat foarte multe B-boxuri și geek și mega boxuri. O să băgăm push pe live și probabil o să vină un episod să vedem cam cât am putea să facem. Rank 30 ar fi targetul. Cel mai mult de rank 30 e try hard și trebuie să stai foarte mult pe un game mode unde se cam pierde matchmaking cum ar veni. Da, în fine, toate cele bune, ne vedem data viitoare, nu uitați de codul Mădălin pe shop. Dacă cumva vreți să aveți același noroc. Bine, s-a întâmplat ceva clar astăzi, deci clar s-a întâmplat. Pa, pa. Subscribe.